Lumina, în ultimă instanță, este acel scop final către care tind de fiecare dată. Îndrăznesc să spun că am aceleași gusturi cu Verdi. Prefer ca într-o zi lucrătoare să nu întreb directorul Operei Naționale București cum mai este, ci prefer să adresez această întrebare scenografului Cătălin Ionescu Arbore. Cum mai sunteți? Mi-e dor de meseria mea și mi-e dor de scenă, de lucruri la scenă. Mi-e dor în general. Opera unui scenograf durează până la finalul unui spectacol. Am putea spune că această muncă n-ar fi totuși dedicată unui tărâm al iluziei. Este o iluzie, pentru că tot ceea ce ai făcut pe scenă, tot decorul, costumele, sunt lucruri care încearcă să imite realitatea, nu o realizează la propriu. Pereții de marmură sunt făcuți din mucava, mantile bătute în pietre prețioase sunt cu ștrasuri și așa mai departe. Este o lume a iluzii, este o lume a creierii poveștii, ca să o spunem într-un mod frumos și elegant. Și bineînțeles că la toate astea se adaugă starea și atmosfera și plăcerea cu care publicul receptează toate lucrurile astea în acel moment, în acea seară. Chiar dacă lucrurile sunt aceleași, din punctul ăsta de vedere, să zicem, noi scenografii suntem avantajați, pentru că aceleași decoruri, aceleași costume sunt purtate în fiecare seară când titlul respectiv se joacă. Cu toate astea, aceleași lucruri, aceleași decoruri, aceleași costume, în seri diferite, arată altfel. Pentru că intervine enorm de mult starea publicului și starea celor de pe scenă. Fuziunea asta dintre scenă și public are foarte mare importanță. Are foarte mare importanță în felul în care se receptează tot ceea ce se întâmplă pe scenă și ca răspuns scena plusează sau nu în a oferi publicului energia necesară. Și atunci, asta face deosebirea dintre o seară și alta. De aceea sunt seri în care totul este absolut senzațional, se ovaționează, și sunt seri care, cu același tip, cu aceleași ingrediente, e ceva care nu a mers și a coborât un pic ștacheta. Care v-au inspirat în arta pe care o faceți dumneavoastră? Foarte multe, pentru că mi-a plăcut enorm de mult să fiu cât se poate de divers și de... Chiar atunci când am făcut același titlu, și s-a întâmplat de multe ori în viață să mă întâlnesc, pe exemplu, cu Faust, m-am întâlnit de două ori, cu Lucia di Lammermoor m-am întâlnit de trei ori în viață. De fiecare dată primul lucru pe care mi l-am propus a fost să fac altceva decât am făcut odată înainte. E foarte greu, pentru că te legi enorm de mult de niște soluții, de niște idei pe care le găsești, și ideile alea te reprezintă. Sunt propriile tale lupte și bătălii cu gândirea, cu arta, cu dorința de a dobândi spațiu și filozofie, și cu toate astea m-am forțat să găsesc altceva, să pornesc de la ceea ce exista, dar să
mă adaptez noi situații. Și această diversitate mi-a prit, mi-am dorit-o de fiecare dată. Am avut șansa să fac foarte multe lucrări și destul de diverse. Bineînțeles că opera italiană mi-a fost la inimă și mi-a fost foarte aproape și foarte, foarte ușor de a o descifra și de a lucra cu ea, dar asta nu înseamnă că nu am prins niciodată spiritul german sau nu m-a atras. Wagner este un personaj care și în mod expres personaj care te incită și care îți cere și care te forțează, iar alintătura și rafinamentul francez iarăși este un lucru care m-a atras de fiecare dată. Așa că mi-e foarte greu să spun asta, asta și asta. Pot să spun însă că am un foarte mare regret că încă nu am reușit să fac un Otello așa nou-nouț, pentru că m-am întâlnit eu cu Otello la un moment dat, dar era mai mult o adaptare decât o realizare. Foarte rău îmi pare că nu am făcut, știu eu, un Turandot. Sunt, în general, ceea ce caut și ceea ce îmi place și ceea ce este pe gustul meu și ceea ce mă face să mă desfășor și să mă simt ca la mine acasă sunt superproducțiile. Mergând pe filmul evenimentelor înapoi, atunci când am avut șansa să-mi încep meseria, am început-o în teatre foarte mici, teatre de provincie cu scene mici și cu scene foarte puțin dotate din punct de vedere tehnic. Dar asta era și perioada de răstriște și de începerea autofinanțării în teatre, ceea ce m-a învățat să mă descurc cu cât de puțin exista. Din punct de vedere economic, haideți să zicem, a fost o lecție bună de meserie. Și mereu visam să găsesc spații foarte mari. Pe vremea copilăriei, când mă jucam cu machetele de decor și, bineînțeles, mă duceam în fața tatălui meu să le aprecieze, pentru că el era, știu eu, CTC-ul final și el îmi spunea e bine sau nu e bine. Îmi reproșa de fiecare dată faptul că mă întindeam pe spații foarte mari și îmi spunea, tu n-ai să înveți niciodată să lucrezi pe spații mici. În țară nu există. Tu ce vrei? Crezi că ai să debutezi la Metropolitan? Învață să lucrezi pe spații mici. Și debutul ăsta pe scene ca Galațiu sau ca Craiova, spre exemplu, au fost lecții importante pentru mine. Dar visam la aceste spații mari. La un moment dat am ajuns pe scena operei din Cluj, sau cea a Iașului, care sunt puțin mai mari. Și am zis, ei, în sfârșit, pot să respir un pic mai tare. La un moment dat, visând la scena operei bucureștene, înainte de a fi angajat aici, am asistat într-o seară la demontarea unui decor și stăteam într-un colț și priveam toată scena goală, zicând, Doamne, o să ajung vreodată să lucrez pe scena asta, să am spațiu la dispoziție. Și iată că Dumnezeu m-a ascultat și mi-a îndeplinit această dorință. Am venit pe acest spațiu și în foarte puțină vreme am constatat că nu mi-ajunge spațiu, că aș mai fi avut nevoie de un degajament, două, în stânga, în dreapta. Am făcut și spectacole în care am folosit și degajamentele pentru decoruri. Și mi-am mutat targetul la Teatrul Național, unde și foarte multă tehnică de scenă, trape, degajamente, buzunare. Și tot așa, în gândul meu, am avut un dialog cu doamne și l-am întrebat oare când o să ajung eu vreodată să lucrez. Și am ajuns și acolo să lucrez și în timp ce lucram la Lucreția Borgia, nu la altceva, mă gândeam, dacă ar mai fi fost vreo 2 metri puțin în spate, poate că aș fi reușit să amplasez videoproiectorul.
drept pentru care a constat nemulțumitului câteodată îi se ia darul. Și din cauza asta, de când sunt director operei, nu prea mai lucrez și de asta mi-e dor. Mărea de libertate a scenografului în muzică, în operă de această dată, pentru că în teatru se știe, dar în operă nu există anumită... O, ba da, este o constrângere fantastică, constrângerea care vine din muzică, pentru că toate spectacolele de operă fiind conduse de firul muzicii, ele trebuie să se încadreze foarte clar într-un timing absolut. Atunci când sunt necesare schimbări de decor, între două scene aparținând la aceleași act, atunci când nu ai posibilitatea să cobori cortina ca să faci o schimbare de decor, atunci când ai un personaj care într-o scenă ți intră îmbrăcat într-un fel și aproape imediat trebuie să intre îmbrăcat altfel pentru că între timp s-a mutat locul acțiunii și nu mai este într-o cameră, ci este în sala de consiliu, bineînțeles că personajul respectiv trebuie să fie îmbrăcat adecvat spațiul în care intră. Astea sunt constrângeri pe care scenograful trebuie să le rezolve. Față de un spectacol de teatru, spre exemplu, unde poți să imaginezi un singur cadru scenic și eventual două, trei elemente de recuzită care le poți schimba de la un moment la altul, în operă este puțin mai greu pentru că ai foarte multe tablouri, ai foarte multe locuri, spații de joc pe care trebuie să le respecti. Există momente în care scena este acoperită cu cor, cu balet, cu figuranți care sunt numeroși și se adaugă la numărul soliștilor și atunci ai nevoie de o scenă întreagă pe care trebuie să o dezvolți până cât cuprinde spațiul scenei pe care o ai la dispoziție. Și în același spectacol, câteva momente mai târziu, un singur solist, 15 minute sau 10 minute, trebuie să acopere un tablou sau o arie, o cavatină, și atunci tot spațiul ăla, tot hăul ăla poate să-l înghită și trebuie să găsești modalități de rezolvare și de trecere de la un moment la altul fără să întrerupi firul muzicii și să-l lași să curgă. Sunt constrângeri foarte mari, dar aceste constrângeri eu le-am privit întotdeauna ca niște provocări, ca niște piloni de care să te legi. Niciodată, bineînțeles, orice învățare și dezvăț, dar niciodată nu m-am simțit în largul meu atunci când am avut la dispoziție absolut toate posibilitățile și mi s-a dat mână liberă și mi s-a spus, faci ce vrei. N-am știut de unde să pornesc, n-am știut de ce să mă agăț, care să fie punctul de pornire. Ori în momentul în care ai niște date fixe pe care trebuie să le respecti și de acolo trebuie să pornești mai departe, atunci pare mai simplu, pare mai ușor. Ați spus despre regretele pe care le aveți vis-a-vis de Otello și de Turandot. Cum ați văzut decorurile, Grand Opera sau mai moderne? Stilul Grand Opera trebuie să existe indiferent de felul de exprimare. Pentru că stilul Grand Opera vine în primul rând din muzică, din forța muzicii. Chiar dacă Aida, spre exemplu, este o operă care impune desfășurări de forțe, se poate face foarte ușor pe un stadion, dar în același timp, dacă stăm bine să analizăm partitura, este o operă de o mare intimitate. Pentru că acolo sunt dezvăluite tot felul de gânduri și de sentimente și de trăiri ale personajelor cu ele însele.
foarte rar își destăinuie aceste sentimente publicului larg, sau vorbesc al publicului larg din spectacol, nu cel din sală. Și atunci asta face ca totul să se petreacă într-o mare intimitate, cât mai aproape, cât mai aproape de linia rampei. Cu atât mai mult cu cât de fiecare dată scriitura absolut genială a lui Verdi, care ascunde foarte, foarte, foarte multe secrete în modul de compoziție și în special aici la Ida, de fiecare dată intrările către spațiile largi, acolo unde apare restul masei de oameni, sunt făcute treptat, ca și când ai trece prin săli diverse, una câte una, și ieși din această atmosferă de intimitate și intri în spațiul vast unde te copleșește triumfal, unde te copleșește templul lui Vulcan, dar în rest totul este foarte, foarte plin de mister, de umbre, tot felul de locuri și hățișuri care să ofere posibilitatea de a te ascunde printre acele colțuri. Iată, astea sunt elemente pe care trebuie să le pui în pagină, indiferent de modalitatea de exprimare. Face lumina, atât ca scenograf, cât și ca om? O, enorm de mult! Enorm de mult! Ca să vă răspund într-un ton ușor macabru, mi-e încă foarte frică de întunericul care la un moment dat pe toți ne așteaptă și mă gândesc cum ar fi să fie numai întuneric. Nu, îmi place foarte mult lumina. Îmi place, în primul rând, sunt o zodie solară. Soarele mă patronează și îl iubesc enorm de mult și lumina albă, alb-gălbuie dată de soare, îmi conduce viața și, în general, toate hotărârile. În lumină lucrurile se petrec mult mai corect, mai cinstit, mai exact, mai punctual, mai clar, și în general atunci când treci anumite praguri se spune că urmărești o lumină și că mergi către ea. Lumina în ultimă instanță este acel scop final către care tind de fiecare dată. Acum venind totuși cu picioarele pe pământul momentelor în care trăim imediat, lumina de spectacol pe care eu o urmăresc încearcă să retranspună într-un fel aceste gânduri pe care vi le-am destăinuit. Îmi place enorm de mult lumina, pune în valoare enorm de mult un decor, chiar și un spațiu gol. Lumina poate să-l facă să trăiască. Iubesc enorm de mult culorile deschise în ultima vreme și chiar glumesc cu mine însumi și cu cei din jur când spun că sunt în ultima vreme de vreo aproape 10 ani, sunt în perioada mea albă, mă îndrept către a propune cu obstinație albul aproape nevalorat. Cu joc de alburi, dar cadrul să fie alb total, pentru că lumina în aceste cadre albe are o reflexie și o căldură și capătă niște tonuri de culoare cu totul și cu totul deosebite. Pe de altă parte, lumina poate oferi acel car obscur care îl cunoaștem încă de la renașcentiști,
și care poate oferi mister, care poate da vrajă, care poate crea o atmosferă fantastică, care în ultimă instanță creează povestea poveștii. Și mai mult decât atât, ea la propriu este caldă. Cu ce muzică ați putea asemui lumina? Verdi îmi vine în primul rând, pentru că Verdi este foarte luminos și este foarte deschis. Și el a fost, din câte știu, leu ca și mine și amândoi fiind solari nu puteam decât să avem aceleași gusturi. Îndrăznesc să spun că am aceleași gusturi cu Verdi. Dar tot ceea ce el a iubit și a plăcut și a lăsat ca moștenire îmi place și mie și ajung să-l consider un soi de Shakespeare al literaturii de operă. Are geniu, are chiar și în acele tatauri de care a fost acuzat, au o energie interioară care nu poate fi comparată cu nimic altceva. Au mai fost compozitori care au încercat acele tatauri ritmate, dar culoarea orchestrală a suflătorilor care intrau în acele mici momențele, care de multe ori sunt mulți dirijori care le trec cu vederea și le consideră a fi niște benzi, ca așa și scriu în partitură, banda, se referă la orchestrele care sunt în afara scenei, care vin din culise. Ele au o importanță majoră în dramaturgia muzicală a spectacolului și a creării atmosferii momentului următor. Dacă toate lucrurile astea ar fi analizate cu lupa, aproape la microscop, de sute de ori mai aproape decât în mod normal, am descoperit un alt Verdi decât cel pe care îl știm acum. Dar muzica lui Mozart? Muzica lui Mozart este foarte, foarte complicată. Are și ea foarte multă lumină, pentru că avem de-a face iarăși cu un geniu, dar are și foarte, foarte, foarte mult clar-obscur și enorm de mult rafinament, enorm de multe secrete pe care noi încă nu le-am descoperit și pe care de asta muzica lui Mozart este atrăgătoare, pentru că din capul locului există o poartă pe care trebuie să o deschidem. Dacă la Verdi poarta aia este deschisă și putem intra oricând și ieși, depinde de noi ce aflăm înăuntru. La Mozart porțile sunt închise, depinde să știm parola cum să o deschidem. Ați semnat scenografia pentru foarte multe titluri. Două dintre ele au putut fi văzute chiar în cadrul Festivalului George Ionescu din anul 2009, Manon Lescaut și Macbeth. Cum este să capete o altă viață prin intermediul unor nume și a unor artiști foarte valoroși care s-au aflat aici pe scena Operei Naționale București? Pot să spun că, într-adevăr, m-am simțit mândru că artiști pe care eram obișnuit să-i văd nu în viață, ci prin intermediul spectacolelor filmate sau în cadrul reportajelor de specialitate, au purtat costumele gândite de mine și au jucat în decorul gândit de mine. Mi s-a părut așa o chestie deosebită. De mult mi-aș fi dorit lucrurile astea, dar și poate că în tinețe visam chiar mai mult decât la așa ceva. Și bineînțeles că așa ceva, o poveste de genul ăsta nu poate să-mi provoace decât mândrie.
Aici m-aș reîntoarce la ceea ce vă spusesem mai devreme. E extraordinar de important energia pe care o degajă generozitatea artistului pe scenă. Ea poate crea momente minunate și momente mai puțin minunate. În cazul de față s-au creat asemenea beatitudini, aș putea spune, încât totul a părut mult mai grozav decât în realitate. Și pentru asta nu pot decât să fiu foarte mândru. Posturi din care puteți privi lucrurile, cea de artist și cea de manager al acestei instituții. Care dintre cele două este mai obiectivă? Vedeți, cât am practicat meseria de scenograf, neavând nicio clipă în minte că destinul mă va duce în asemenea postură, am urât directorii care veneau să mă învețe ce am eu de făcut. Le-am purtat întotdeauna respect, pentru că așa m-au învățat pe mine părinții să fiu bine crescut și respectos, dar în sinea mea i-am minimalizat și în mod special atunci când veneau să-mi dea sfaturi. Pentru că am fost întotdeauna foarte convins că ceea ce știu, eu știu foarte bine și că până când să ajung să spun că știu, am trecut prin etape succesive și diferite care mă îndreptățeau să spun că dacă ceea ce vezi este produsul finit, înseamnă că ai încredere, e bine. Am avut și marea șansă ca aproape tot ceea ce am făcut să fie bine, să nu am vreun rateu. N-am cunoscut deziluzia pe scenă, niciuna dintre meseriile pe care le-am practicat. Și o spun asta pentru că până a devenit scenograf am trecut cam prin toate meseriile de teatru și asta mi-a fost de mare folos. Drept pentru care, în clipa în care am devenit manager, cunoscând această lecție, am evitat să fiu înjurat de scenograf care vrea să învăț eu ce trebuie făcut. Chiar dacă aceștia erau mai mititei, mai la începutul carierei, sau atunci când am fost obligat să o fac, am încercat să o fac cu foarte mare delicatețe. Greșit. Din punct de vedere al unui manager, e total greșit. Și acum revin dacă ar fi la calculator, aș reveni și aș dilita gândul meu de dinainte de profesionist. E foarte important să vină managerul și să-ți spună ce gândește. Bine, normal, contează foarte mult felul în care o spune. Dar dacă are această diplomație și acel tact de a veni cu obiectivitatea lui, cu atât mai mult cu cât comanda inițială este venită din partea managerului. El îți spune, vreau spectacolul cu titlu cu tare și vreau făcut în asemenea manieră. El are în minte foarte clar ce își imaginează că va vedea în final. În momentul în care vine la o repetiție generală sau, știu eu, la una tehnică, poate vedea concret dacă ceea ce și-a imaginat se și realizează sau nu. Dacă direcția este bună sau nu. Pentru că în ultimă instanță responsabilitatea o are managerul. Artistul, ok, a fost într-o seară proastă, este un eșec, spectacolul pe care l-a făcut, nu-i nimic, o să facă altul, o să fie bine. La manager este mult mai greu, pentru că dacă acel eșec s-a întâmplat, managerul este tras la răspundere.
scenografia este ceea ce v-ați dorit dumneavoastră sau este o latură pe care a împins-o ușor familia? Hei, aici e foarte mult de povestit. În ultimă instanță este un compromis pe care l-am făcut față de familia mea, bineînțeles. Părinții mei fiind amândoi oameni de scenă, trecând prin experiențele, din păcate, nu le-aș spune nefaste, dar experiențele pe care le oferă scena, cu rele și cu bune. Dar scena, din păcate, are și această fațetă mai puțin plăcută, care lasă niște urme în viața unor artiști și din cauza asta, cine este foarte realist și foarte, atent, cu, cel puțin cu față de copii, față de care are o responsabilitate, bineînțeles, m-au sfătuit și au încercat, au făcut tot posibilul să mă depărteze cât mai mult de scenă. Bineînțeles că nu s-a putut. Dragostea mea cea mai mare a fost însă pentru actorie. Am avut șansa fantastică să și profesez chestia asta ca neprofesionist și am avut momente pe care actori mari cu carieră în spate și le-ar fi dorit să le aibă. În scurtele mele ipostaze actoricești. Drept pentru care îi mulțumesc lui Dumnezeu că am cunoscut măcar atât și poate dacă aș fi avut o viață sau meseria de actor pentru tot restul vieții, poate că ar fi devenit o plictiseală sau, nu aș fi avut atâtea realizări pe cât le-am avut într-un timp foarte scurt și foarte concentrat. Însă, repet, satisfacțiile care ți le oferă jocul pe scenă, în mijlocul scenei, în fața spectatorilor, nu se poate compara cu nimic altceva și este o minunăție să poți să trăiești asemenea momente. Scenografia a fost, din punctul ăsta de vedere, un compromis, pentru că a sta în spatele scenei parcă e o penitență. Simți că ai putea mai mult dacă ai fi pe scenă în locul locutare sau locutare. Dar, pe de altă parte, am fost iarăși ajutat de Dumnezeu să pot să fac niște lucruri bune și în meseria asta și să nu o simt ca o penitență reală, ci să simt satisfacțiile meserii. Dar am fost un copil ascultător, bineînțeles. Sunt convinsă că această sarcină pe care o aveți aduce și momente mai dificile. Cine vă este cel mai aproape pentru a vă ajuta să treceți peste aceste lucruri? Cel mai mult și cel mai mult mă ajută familia, bineînțeles, pentru că este singura oază de liniște și singurii oameni care sunt aproape de mine necondiționat. Și în special copiii mei care sunt absolut doi îngeri, veniți pe pământ să mă ajute și să mă salveze. În general se spune că fiecare dintre noi avem un înger pe umărul drept și unul pe umărul stâng și ei ne ajută să nu greșim și să nu cădem în ispite. Copiii mei sunt doi îngeri pe care îi văd și pe care îi simt, ei nu stau neapărat pe umărul meu, deși se întâmplă și momente când stăteau, cel puțin când erau mai mici și mai puțin grei, dar sunt alături de mine tot timpul și îmi înseninează viața, îmi dau energie și pot să merg mai departe. Cu ce zestre spirituală ați dori să rămână copiii dumneavoastră? În primul rând aș vrea să știe enorm de mult dacă s-ar putea să aibă experiențele noastre, să cunoască absolut tot ceea ce cunoaștem noi, dar să nu treacă prin nimic prin tot ceea ce a trecut noi. Dar primul și în primul rând aș vrea să aibă acea educație și generozitate și curățenie sufletească pe care o au în clipa de față și să rămână așa nealterați indiferent ce se va întâmpla în viața lor și dacă vor ajunge vreodată să iubească muzica, să o iubească, dar să o iubească pentru că așa își doresc ei, nu pentru că așa n-au avut altă alegere sau pentru că asta a fost unicul lucru pe care l-au întâlnit în viață, așa cum mi s-a întâmplat mie.
De aceea îi las să-și facă propriile lor alegeri. Ca un promotor al tinerelor talente, ați avut în intenție să mergeți la anumite examene sau audiții ale studenților de la Canto? Am încercat lucrul ăsta nu foarte frecvent, bineînțeles, pentru că activitatea, nu e o scuză, e o explicație. Uneori m-a depășit și nu mi-a permis ca timp să pot să fac lucrul ăsta atât de des pe cât mi-aș fi dorit. Dar am avut grijă de fiecare dată, chiar dacă n-am ajuns să-i văd cu proprii ochi sau să-i ascult cu propriile urechi, să fac cumva să-i atragă încoace și să vină poate un pic mai degajați decât dacă m-aș fi dus acolo. Sunt destule voci foarte bune care ar avea oportunitatea de a intra măcar într-un rol secundar. Trebuie să recunoaștem că unii dintre ei nu vor păși niciodată pe nicio scenă. Și asta ar fi fost probabil o șansă pentru ei de a veni aici. Oricum, șansa de a se prezenta și de a face roluri și secundare și principale o au, pentru că ăsta este și motivul pentru care anul acesta, să ne ajute Dumnezeu, vom fi la a treia ediție a concursului Maestrii Artei Lirice Românești. E un concurs pe care eu i-am dat drumul și l-am promovat, tocmai în dorința de a atrage cât mai mult tineret și de a... Dovada este că parte din premii se referă la posibilitatea lor de a face roluri pe această scenă sau în cadrul producțiilor de la studio, în funcție de performanțele lor artistice. Audițiile pe urmă informative pe care noi le organizăm cu public sau fără public, în sala mare sau în sălile de repetiții, iarăși sunt șanse pe care le primesc cu toții. Doar să dorească să vină este suficient. Și, din păcate, faptul că în timpul studiilor ei nu ajung să pregătească niciun rol cap-coadă, faptul că ei sunt doar, nu spun deloc cu răutate, dar ei sunt niște cântători de arii. Ei se pregătesc în special pentru concursurile celebre din lume și sunt câteva concursuri care, într-adevăr, sunt deja devenite notorii și câștigarea unor diplome la asemenea concursuri atestă capacitatea unui tânăr fără doar și poate. Dar lucrul ăsta se întâmplă totuși pornind de la niște arii. Cântate excelent, cântate minunat sau mai puțin minunat, dar cântate, dar rămân niște arii, rămân niște bucățele din aceste opere. Pe când noi avem nevoie de tineri care să aibă pregătire cel puțin 3-4 roluri, nu neapărat roluri principale și roluri secundare, dar să existe în momentul în care ei se prezintă la audiție, să pot mâine să le spun, mâine vii la repetiție și intri în rolul ăsta și îl acoperi pe celălalt. Și mai ai de învățat și ăstălalt. Pe când așa ei vin la audiție, pot să fie senzaționali, dar durata de la audiție până în momentul în care aș ar asimila un rol, poate să ajungă la luni, săptămâni. Lucru că face să-și piardă și energia, și entuziasmul, și uneori chiar dorința de a face acest lucru. Trăirea dumneavoastră interioară, către ce personaj vă trimite?
În primul rând, trăirile mele sunt foarte diverse. Niciodată nu este una și aceeași. Uneori, aș fi un extraordinar Falstaff. Alteori, mă simt un îndreptățit Simon Boccanegra. Niciodată nu mi-a plăcut să sufăr ca regele Filip, dar am admirat prestanța lui Poza și mi-aș fi dorit să am parte din curajul lui. Of, Doamne, Radames mi s-a părut un erou pus pe harță și mai puțin realist. Eu aș fi luat-o de soție pe Amneris, cu atât mai mult cu cât în marea majoritate a montărilor Amneris este o femeie superbă. Sunt foarte diverse personajele către care tind. Ceea ce este foarte clar este că de multe ori mă compar cu ele și încerc să înțeleg ce simte fiecare dintre ele, nu numai atunci când mă apropii de meserie, dar și experiența dată de meserie mă face să fac această paralelă. Prefer să nu vă întreb care ar fi rolurile, sau de fapt titlurile de operă mai apropiate de dumneavoastră. Bănuiesc că va fi un rol prea dificil. Vreau să vă întreb de latura vocală simfonică. Faptul că eu m-am născut în operă, înainte, sau mai bine zis, eu am fost în operă înainte de a mă fi născut. Și ancestral am preluat această misiune fără să mi se ceară părerea. Iubesc tot ceea ce are simț dramatic. Și tot ceea ce seamănă cu opera, din orice zonă, inclusiv din cea vocal-simfonică, mă atrage cel mai mult. De aceea am avut întotdeauna o mult mai mare capacitate de a mă apropia de acea muzică care să aibă în interiorul ei simțul dramatic sau un story cât de cât, sau cel puțin să pot eu, cu imaginația mea, să creez story-ul meu pe muzica respectivă. Toate oratoriile sau toate, știu eu, piesele vocal-simfonice, că ele conțin cor sau nu, că au mai mulți soliști sau doar cele patru voci importante, au fost întotdeauna, au stat pe primul plan. Cea mai minunată pagină simfonică, deși eu zic că este operă, nu este simfonie, este Requiemul lui Verdi, iarăși ne întoarcem la Verdi. Dar Requiemul lui Mozart? Requiemul lui Mozart este într-adevăr un moment de durere. Simți durerea fizică ascultând și cred eu că sunt multe momentele, nu numai lacrimoza, ci și altele în care lacrimile îți izvorăsc necondiționat, fără să poți să le controlezi. Mare noroc pentru mine că pe undeva am tras un chiul vieții. Faptul că meseria și viața m-a adus într-o zonă a hobby-ului. Și atunci nu simt că muncesc, ci am senzația că de fapt mă ocup de hobby-ul meu.
Și asta este un kick pe care am reușit să-l dau vieții. Nu știu dacă nu cumva o să plătesc mai târziu acest lucru, dar deocamdată sunt mulțumit. Îmi place genul ăsta de îmbinare și mă pot scuza în ambele situații. Și când fac hobby-ul și când îmi fac meseria, că de fapt o fac pe cealaltă și atunci sunt tot acolo, sunt în același loc, sunt în același moment. Care este drumul pe care ar trebui să-l parcurgă un spectator, doar cu ajutorul minții, în spatele scenei? Unde ar trebui să meargă? E foarte greu să îl parcurgă doar cu ajutorul minții, pentru că mintea unui spectator, din păcate, neavând experiența întregii vieți și întregului angrenaj care este în spatele cortinei, n-are cum să-și-l imagineze. Spectatorul, putem ajuta. Noi putem să-l ajutăm, bineînțeles, și putem să-i deschidem acest univers, care este, după părerea mea, un univers atractiv, pentru că, într-adevăr, în spate este un întreg angrenaj, este o armată de oameni care muncesc pentru crearea unei povești seară și care rămân, uite-te, rămân necunoscuți, rămân în umbră față de artiștii care ies la rampă și sunt aplaudați. Restul sunt toți în spatele pantalonilor, în spatele, în culise, în spatele meselor de comandă și ei nu sunt cunoscuți niciodată și aportul lor e foarte important. Ce vă place la omul Cătălin Ionescu Arbore? Oh, de mult am mai stat de vorbă cu mine însumi. Ca să-mi fac bilanțul și să decantez cele bune de cele rele. Ce îmi place la mine? Îmi place siguranța pe care întotdeauna am avut-o și faptul că sunt un om hotărât, m-a ajutat lucrul ăsta în viață. Indiferent cât de greu a fost drumul pe care l-am ales, odată ce am spus că am ales acel drum, chiar dacă veneau bulgări de pietre peste mine, eu mi-am continuat drumul, niciodată n-am făcut cale întoarsă. Dar ceva care vă displace? Îmi displace faptul că felul în care îmi urmăresc acest țel este prea elegant, prea... Poate că sunt puțin prea bine crescut pentru momente în care ar trebui să știu să bat cu pumnul în masă și să uit de orice eleganță și să-mi impun punctul de vedere altfel decât convingând. Eu am fost învățat să conving oamenii să facă ceea ce doresc eu sau să-i conving că ceea ce doresc eu este ceea ce este bine. Niciodată n-am vrut să-mi impun doar ca quod eram demonstrandum sau quod dicet arbore. Nu. Ci pentru că așa cred că este bine și hai să încercăm lucrul ăsta. Și de multe ori trebuie să... sau viața m-a învățat și în special ultimii ani m-a învățat că sunt momente în viață când trebuie să spui quod dicet arbore și trebuie să faci cum dicet arbore. E un lucru care l-am urât la alții și am încercat să-l evit.
dar de multe ori e foarte necesar. În ce decor v-ar fi făcut plăcere să aibă loc acest dialog? Orice decor este, orice decor de teatru pentru mine este un loc familiar și un loc plăcut, un loc care mă face să mă destind. Astăzi suntem în decorul de Idoe Foscari, dar oricare alt decor mi-ar aduce acea liniște, acea relaxare și acea... liniște e cel mai bine spus, că sunt apărat. E un loc mirific. E un loc în care toate aceste energii sunt păstrate, porțiuni din ele, și rămase, după ce spectacolul se va fi terminat, ele rămân undeva ca un soi de ecou al energiei principale din seara spectacolului.